Unii chiar nu înțeleg că dacă mă critică nu mă prea interesează, pentru că eu nu-s genul la care că, bă, vezi, zice ceva, gata, se oprește. Nu, frate, eu mă gândesc o leacă cum să treaba și după îmi văd de chestiile mele, îmi văd de lucrurile mele, pentru că nu ești tu cineva să-mi spui ce trebuie să fac și pur și simplu asta e mentalitatea mea, o fi greșită cum o fi, până la urmă suntem oameni și greșim, dar eu nu stau să mă iau după alții sau după mesajele alea că, bă, ești un căcal, lasă-te, nu mai face treaba asta, sau fă, cum zic unii, bă, și cea mai tare mă enervează când copilașii ăștia, mă, hating-ul ăsta, bă, până la urmă, de ce ar trebui eu ca totuși om, sunt băiat, sunt adolescent de 16 ani, ar trebui să mă las ghidat de părerea unor copii de 12 ani sau chiar și mai mici care stau și îmi butonează acolo, bă, bă, snic, bă, lasă-te, bă, că-s frustrații și că-s hateri ei și că le place doar ce face, nu o să dau nume. Ok, și ca treaba asta, nu știu, nu mă, nu știu, nu o punctez, de ce o las, bă, încă a venit unul, cum se întâmplă pe live-uri. Vine Igriculescu și îmi zice, bă, Snic, bă, tu ai aproape 13.000 de abonați și ești un jeg, mă, stai cu atât de puțini oameni pe live și alții ca copiii aia care sunt mai nou pe YouTube acum și se boostează au mai mulți abonați ca tine decât, de fapt, ca, pentru că așa zic aia, ca, în loc de decât. Mă rog, nu mă mai aduc gramatică pentru că ăsta ce ar fi cel mai prost lucru într-o ceartă, mă rog. Bă, și mă întreb așa, bă, tu ca om, de ce ești tâmpit și trebuie să-mi strici mie, adică nu să-mi strici, dar strici așa atmosfera, adică te bagi, pur și simplu, e ca și cum ai mânca o ciocolată și dintr-o dată mănânci căcat, frate. Serios acum, adică care-i problema ta? De ce ar trebui să vii să-mi spui asta? Du-te, frate, la bustația și uite-te. Eu, ca persoană, nu îmi prea boostez canalul sau cu giveaway-uri și conturi și căcaturi și grupuri de nu știu care și boost de nu știu care. Nu, frate, eu pur și simplu, ați văzut. Mă joc în legea mea Minecraft moda, dacă eu vreau Minecraft moda, mă joc Minecraft moda și care vrea stă, ok? Care vrea stă, se uite și place ceea ce fac, se uită, pentru că sunt, bă, este o parte mică, da, dar partea e mică și gândește-te, frate, decât, și nu sunt genul de oameni care se lasă cură, bă, Snic, dacă nu joci CS, noi plecăm de pe live, bă, du-te în morții tăi și azi și toți abonații și toți prietenii tăi care ai venit aici și plecați cât mai departe de canalul meu, pentru că, pirulă, canalul ăsta e făcut din plăcere, da? Dacă tu crezi că eu nu fac din plăcere YouTube ăsta și ceau unii asta. Ei bine, hai să o luăm de la început. Cât stau eu pentru thumbnail-uri, frate? Da, mă, titlurile lui Snic, thumbnail-uri de căcat Snic. Păi, dar cât stă Snic ăsta la thumbnail-uri? Dacă n-ar fi din plăcere, crede-mă, n-ar sta. Ei bine, băi, băiatule, tu știi cât stau la un thumbnail de ăla? Stau destul de mult. Adică, uite-te câtă, nu știu, câtă, cum aș putea să spun un cuvânt de ăsta, câtă faună, da, în thumbnail-urile mele. Ca și cum ar fi multe așa, frate, colorit, aia e frumos. Ei bine, o să pun Minecraft cu Snic și pun un ecran verde cu un MC pe el și gata, frate. Nu, frate, chit că cum o fi thumbnail-ul o fi, dar tot stau mult, da? Și asta o fac din plăcere. Mai fac altceva din plăcere, m-aș fi trezit eu la 8 ca să mă pregătesc până la 9 să fac thumbnail și la 9 să programez live. Nu, n-aș face asta, da? Și alte chestii, bă. Dacă voi, nu știu, voi hateri ăștia care, nu știu, care ori vă zic să vă luați la mâine cât mai mult. Dacă voi credeți că îmi spui că ăla cu mai puține abonați decât mine stă cu mai mulți, ei bine, asta nu mă dezavantajează deloc, pentru că eu știu ce fac și știu că atâta timp cât treaba bine făcută e bine făcută, asta va fi și răsplătită. Decât să știu și să mă boostez sau să-mi iau nu știu ce să fac, nu, frate. Stau acolo liniștit în frustrarea mea. Bă, poate să vină și alții mai mari decât mine, că mi s-a mai întâmplat la videoclipuri să mai ai mai mari, că nu știu ce. Da, frate, suntem amândoi oameni, diferența dintre mine și tine e că pe tine te cheamă altcumva, ai altă viață și ai un canal de YouTube cu mai mulți abonați decât mine. În rest, toți suntem oameni. Nu văd diferența, deci n-am de ce să îmi pese sau ceva de genul, ok? Asta ar fi, deci, nu știu dacă e într-un dezavantaj pentru mine că am părerea asta așa de bună între ghilimele, care e bună pentru mine, pentru că mă simt eu bine. Da? Asta trebuie să știți, că asta contează, nu să-ți pese mai mult, să te gândești o leacă înainte să faci, da? Bun, mă, și mă mai luau alții cum, că eu nu, că sunt jec pe YouTube, că hating, că bă, în primul rând, cel mai mă enervează, bă, copiii ăștia care stau de la 10 ani, cred că au, bă, și se trezește și lasă, cred că au părinților schimbul de noapte, frate, și vine la mine cu calculator de la i7, și începe să-mi scrie că, bă, Snic, că te cam dai mare, că ți-ai luat PC, mă, ia, moe, cu lasă-te legat și chestii de-astea, fără un punct acolo să înțeleg și eu ce zice și, bă, sincer, eu citesc toate comentariile, bă, pot să și jur, le citesc pe toate, pentru că mie nu-mi place să am chestia aia cu comentarii acolo ca și cum n-ar fi văzute, le dau sin la toate în cazul în care le citesc, da?
când nu am timp să le citesc, nu le dau sin, pur și simplu. Asta au fost de când. Și mai văd câte unul de la... Sunt mulți oameni care apreciază, da? Și sunt mulți oameni care nu apreciază. Nu contează de ce nu apreciază, ei nu apreciază. Și asta mie nu prea pasă, ok? Adică poți să fii, dacă eu fac un videoclip și tu îmi zici că nu e bun, dar mie totuși mi-a plăcut și l-am pus, până la urmă e un canal de YouTube, dar nu-i ca și cum ai plătit să te uiți la videourile mele. Bă, dacă nu-ți place, pleacă, frate. Sau stai acolo și înjură-mă în pacea ta că tu ești frustrat, serios. Tu ești frustratul. Oricum, cel mai tare mă enervează haterii. Sunt mai multe categorii, dar haterii mă enervează, gen, îi luăm pe ăștia la oaltă, așa, și băgăm aici și punem, le punem numele, îi băgăm într-așa într-o gaură de-astea și le punem așa o insignă de-astea, un nume cu haterii, cu care, nu știu, vor să se ia de tine datorită faptului că tu, datorită faptului că tu ai mai puțini abonați, și altul cu mai, că tu ai mai mulți abonați și altul cu mai puțini abonați, să mai, cu mai mulți oameni pe live. Bă, asta nu-i problema mea. Dacă ăla are mai mult pare mai multă carismă sau nu știu, dă și face ce vor abonați, nu-i problema mea, frate. Deci asta mi se pare cel mai de prost gust, să spui că să compari, bă, nu are nicio treabă, bă, dacă ăsta e argumentul tău, du-te în morții tăi și azi la muie cât mai mult, că mie nu-mi pasă. Atâta timp cât fac cu plăcere, bă, crede-mă, eu nu fac live-uri pentru oameni, eu fac live-uri pentru mine, ok? Ok, dacă vreodată sau colaborările, aoleu, numai când îmi amintesc de colaborări și de-astea cum e cu... mă rog, oricum, cred că o să lăsăm aici, că în 6 minute nu prea pot să vă povestesc, ar dura mult tare, dar măcar așa, ca să-mi spune dacă ați înțeles. Mă rog, bă, nu mai fiți hateri, sau măcar dacă fiți, dacă sunteți hateri, scrieți corect, bă, scrieți corect și să aveți măcar un motiv, da? Și să gândiți-o leacă, sau măcar să nu mai fiți. Vă las, o zi bună!